Săptămâna aceasta începe în țara noastră vaccinarea copiilor care se află în categoria de vârstă 5-11 ani. Însă deocamdată doar puțin peste 3.000 de copii au fost programați pe platforma RoVaccinare. Doar 3.047 de copii din categoria de vârstă 5-11 ani erau programați la sfârșitul săptămânii trecute pentru vaccinarea anticovid. La acest moment, în platforma de programare sunt active 220 de cabinete de vaccinare pediatrică în toate județele, din care sunt 6 cabinete de vaccinare pediatrică în municipiul București, câte unul în fiecare sector, 2 cabinete de vaccinare pediatrice în județul Ilfov și mai sunt încă 21 de cabinete de vaccinare pediatrice inactive și care vor fi actualizate și activate în platformă în funcție de adresabilitate. Peste 114.000 de doze de vaccin vor ajunge săptămâna aceasta în țara noastră, iar de pe 26 vor fi deja disponibile în cabinetele de pediatrie. Demararea campaniei de vaccinare va avea loc pe data de 26 ianuarie. Toate cele 114.000 de doze vor ajunge în România pe data de 25 ianuarie și vor fi distribuite către centrele regionale de depozitare, ulterior către direcțiile de sănătate publică județene. Institutul Cantacuzino din București va primi cele mai multe doze de vaccin anti-COVID-19. 42.000 de doze vor merge către Institutul Cantacuzino și câte 12.000 de doze vor merge către cele 6 centrele regionale de depozitare din Brașov, Cluj, Constanța, Timișoara, Iași și Craiova. Valeriu Gheorghiță îi încurajează pe părinți să-și ducă copiii la vaccinare atât pentru propria protecție, cât și pentru siguranța celor din jur. Totodată, mai multe state europene au început în luna decembrie vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani. În Spania au fost vaccinați 45% dintre cei 3,4 milioane de copii din această categorie de vârstă. La nivel regional, în Regatul Iberic, Galicia este provincia care conduce în clasamentul vaccinării copiilor peste 80%, primind până acum o doză de ser împotriva coronavirusului.